Dorel Toader desemnalul, după refuzul CCR, trebuie să rămână arbitrul echilibrului dintre puterile statului. Curtea Constituțională a României nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului, pentru ce ea trebuie să rămână arbitrul echilibrului dintre puterile statului, a declarat, marci, ministrul Justiției, Dorel Toader, întrebat de presă cum comentează decizia CCR de a nu mai participa la procesul de evaluare al Comisiei Europene în cadrul MCV. Cel mai corect este să comentați comunicatul curții. Punct. Dacă mă întrebați pe mine, ca ministru al Justiției, vedeți când a fost introdus curtea în mecanismul de cooperare sublinierei verificare. Curtea e o autoritate distinctă, care nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului, pentru ce ea trebuie să rămână arbitrul, cum se spune, echilibrului dintre puterile statului. Atunci, nu trebuie întrebat ea, CCR, NR, despre o autoritate, despre Parlament, despre Guvern, ea decide în rog modul de funcționare a echilibrului dintre cele trei puteri, a explicat Toader, la Palatul Parlamentului, potrivit Ager Press. Potrivit ministrului, numărul recomandărilor în cadrul mecanismului de cooperare sublinierei verificare a crescut în timp, în loc să scadă. Urmărici evoluția MCV-ului. Urmărici cum numărul de recomandări, în timp, în loc să scad, numărul de recomandări a crescut până la 12 subliniere. Atunci vedeți cauza acestor suplimentări de recomandări, în loc să fie de reducerea acestora, a spus Dorel Toader. Întrebat care este cauza pentru această resubliniere TR, ministrul a răspuns, întrebați-i pe cei sub mandatul cerora au crescut.